Un păstor a făcut o listă cu cele mai frecvente scuze pe care le-a auzit în perioada lui de slujire, invocate de către unii dintre membrii bisericii. Unii care veneau mai rar la slujbe aveau tot felul de scuze și el le-a consemnat și a făcut o listă destul de lungă cu scuzele acestea. Printre ele, sau vreau să spun doar câteva dintre ele, dintre cele pe care le-am citit, că le-a descoperit la membrii bisericii Vreau să vă spun că marea mea surpriză a fost să descoper, nu neapărat ca scuze, dar ca unele obiecții pe care le-am descoperit și la noi, în viața noastră de părtășie bisericească. Una dintre scuze era următoarea, am adormit foarte târziu în această noapte și n-am putut să mă trezesc dimineața să merg la biserică. O altă scuză zice așa, cei care au stat lângă mine în biserică, nu au vorbit nimic cu mine și nu erau foarte prietenoși. Am găsit scuza asta și noi, sau obiecția asta. Se cântă cântări pe care eu nu le știu și care nu sunt genul meu. Biserica ia decizii cu care eu nu sunt de acord. Programul bisericii nu corespunde cu programul meu predica păstorului este prea lungă. Și, dragii dacă ar fi să căutăm, am găsit o mulțime de scuze care să acoperă, de fapt, lipsa noastră de voință de a face ceva. Că, până la urmă, scuzele sunt niște motive reale, poate, sau pretexte, pe care cineva le invocă pentru a se sustrage de la ceva, de la obligație, de la o invitație, de la o provocare, și de fiecare dată când încercăm să căutăm scuze sau să, să găsim scuze, vrem să fie scuze credibile, convenabile. Știți ce înseamnă scuzele convenabile, printre altele? Înseamnă acele motive pe care încercăm să le găsim. Ca să ne sustragem elegant, avantajos, profitabil pentru noi, de la o activitate, de la o invitație, de la o obligație pe care avem de făcut. Vrem să ne sustragem elegant. Cu vreau să vă spun că înaintea oamenilor s-ar putea uneori să găsești o scuză și să te sustragi elegant. Pentru că de regulă, scuze de felul acesta, încercăm să găsim. Bun, oară, nu să-i spui cuiva, uh, nu o să facă afaceri cu tine pentru că tu ești un om care înșel. O să încercăm să găsim o scuză să ne sustragem elegant. Da? Dar vreau să vă spun că înaintea lui Dumnezeu, când este vorba despre Dumnezeu, nu o să găsim niciodată scuze onorabile care să ne ajute să ne sustragem elegant de la ce spune Dumnezeu. Niciodată. Și în foarte scurt timp, doar cât o să pot să spun în această dimineață, vreau să vorbesc despre pericolul scuzelor convenabile, cel puțin în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Sunt aici câteva persoane, cum și fratele tăi spus mai înainte, care încearcă să găsească scuze. Scuze convenabile. Care ar putea fi, dragii mei, în viața noastră de creștin, în viața noastră de oameni în fața cărora Dumnezeu pune anumite provocări. Care ar putea fi pericolul scuzelor convenabile? Deci, în primul rând, scuzele convenabile încearcă să păstreze aparențele. Știți ce înseamnă aparențe? Frații și surori, oameni buni. Înseamnă ceva ce este în afară, în exterior, ce se vede pe din afară, dar care nu întotdeauna corespunde realității. Acum, cât este vorba de ceea ce am citit din Biblie, dragii mei, care aparențe am vrea să le păstrăm când e vorba de chemarea Domnului Iisus Hristos? Vino după mine! Sau în Luca, în capitolul 14, spune că un om a făcut o cină, a trimis robi să cheme pe cei invitați și unul a zis, da, tocmai mi-a cumpărat un ogor. Toți au găsit scuze, au început au început să se dezvinovățească, spune Sfânta Scriptură. Altul zice, mi-am cumpărat 15 perechi de voi. Altul tocmai m-a măsurat. Ce aparențe avem de apărat sau vrem să le păstrăm atunci când găsim scuze convenabile? Știți care este aparența pe care noi vrem să, să o, să o păstrăm în fața lui Dumnezeu? Știți? Că noi vrem, dar nu putem Adică zice, vino după mine. Doamne, aș vrea, dar nu pot. Vino la la cină, vino la o spăți, vino la sărbătoare. Aș vrea, dar nu pot. Și aparența asta vreau să o protejez. Doamne, vreau. Doamne, vreau. Dar vreau să vă întreb, dragii mei. De ce credeți că nu ține înaintea lui Dumnezeu o scuză de felul acesta când încerc să-mi să apăr această, sau să. Protejez această aparență. Vreau, dar nu pot. Știți de ce nu? Nu, nu, nu ține. Pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu care, nu știe, care știe, nu doar vorbele noastre, ci și lipsa de voință. Știți că sunt, sunt în Scriptură, sau cel puțin este un loc în Scriptură, unde Dumnezeu vrește despre niște oameni care își spun în fața lui Dumnezeu, în mod deschis, lipsa de voință. În Ieremia, în capitolul 6, se spune: Sfânta Scriptură stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună și umblați pe ele. Știți ce spune Biblia mai departe? Nu vrem să umblăm pe ele. Am pus între voi sau în mijlocul vostru niște străgeri sau pe ziduri niște străgeri. Ascultați care să sune din trâmbiță, ascultați de glasul trâmbiței și spuneți Sfânta Scriptură acolo că ei zic nu vrem să ascultăm de glasul trâmbiței. Deci sunt oameni care foarte deschis spun, nu vrem. Dar cei mai mulți dintre ei, dragii mei, vor să-și apere această, să-și protejeze această aparență. Vrem, dar nu putem. Vreau să vă întreb, Dumnezeu știe dacă putem sau nu putem? Sau Dumnezeu știe că nu vrem? Ce ziceți? Știe sau nu știe Dumnezeu? Dragii mei, oamenii care încearcă prin scuze convenabile să-și să protejeze această aparență, dragii mei. Oamenii ăștia nu știu cu ce Dumnezeu avem noi de-a face. Știți cu ce Dumnezeu avem de-a face? Cu un Dumnezeu care cunoaște gândurile, care cercetează inimile. Cu un Dumnezeu care pătrunde toate ascunsurile. N-ai unde să te ascunzi de Dumnezeu să zici, Dumnezeu știe jumătate din ce sunt eu. Dumnezeu știe tot cât sunt eu, slăvit să fie numele Lui. Zice, în, în, în unul cronici mi se pare cuvântul Domnului, așa, zice uh, David către Solomon: Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul Tatălui tău și slujește i cu toată inima și cu voință mi se pare, spune acolo. Căci Dumnezeu cunoaște inimile și cercetează Dumnezeu pornirile și cercetează Dumnezeu gândurile. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, dragii mei. Câți dintre noi pricepem sau vrem să credem că Dumnezeu ne știe pe fiecare dintre noi în întregime? Câți credem lucrul acesta? Da. Oamenii ăștia care își caută scuze convenabile și își caută, dragii mei, să-și apere, să se protejeze de această aparență, dragii mei, nu, nu se gândesc că Dumnezeu știe totul. Dumnezeu știe, nu doar ce zicem noi. Vreau. Dumnezeu știe că nu vreau. Și, ascultați-mă, dragii mei, atunci când noi încercăm, înaintea lui Dumnezeu, să prezentăm scuzele astea convenabile, fără să ținem cont că Dumnezeu știe că nu vrem, de fapt, știți ce facem? Îl insultăm pe Dumnezeu. Încercăm să-l înșelăm pe Dumnezeu. Încercăm să-l mințim pe Dumnezeu. Știți? Zicea cineva că ceea ce este grav la o scuză, și de ce o scuză este mai gravă și mai periculoasă decât o minciună. Știți de ce? Pentru că o scuză este o minciună mascată. M-ați înțeles? Din cauza asta este mai periculoasă o scuză uneori și mai gravă pentru că o scuză uneori este o minciună mascată. N-ai spus-o pe față. Ai mascat-o, vreau, dar nu pot. Circumstanțele sunt de vină, trebuie să mă duc colo, trebuie să mă duc acolo, trebuie să mă duc dincolo. Dar Dumnezeu știe, dragii mei, dacă vrem sau nu vrem. Deci, dragii mei, primul pericol al acestor scuze este că scuza aceasta încearcă să, să protejeze aparențele. În al doilea rând, sau al doilea pericol, este următorul. Scuzele convenabile dau o falsă liniștire sufletească. Nu știu dacă ați trăit vreodată vreun moment în care să vă mustre conștiința pentru că în fața unei provocări ați găsit repede o scuză, pentru că n-ați vrut să dați curs acelei provocări și mintea să înceapă să lucreze, conștiința să înceapă să lucreze, să zică, băi, dar totuși puteai să faci asta. Vi s-a întâmplat vreodată? ai fost mai confortabil să zici nu pot. Dar dacă strângeai puțin cureaua, puteai să faci. Și începe conștiința să lucreze de ce am zis nu când puteam. De ce am, am respins când puteam să fac ceva. Mai că, dragii mei, scuzele convenabile dau o falsă liniștire sufletească, știți de ce? Pentru că avem impresia că în momentul în care ne-am scuzat, am scăpat de responsabilitate. Uitați-vă, aici este chemarea Domnului Iisus Hristos, vină după mine, urmează-mă. Sau în Luca 14, ce vă spuneam mai înainte, toate pregătite, omul a pregătit cina, veniți la sărbătoare, veniți la cină. Și avem impresia că în momentul în care noi am spus scuza, am scăpat de responsabilitatea acestei chemări, acestei invitații. Dragii ascultați mă ascultați-mă bine. Chemarea lui Dumnezeu nu este o simplă invitație. Chiar dacă pare o simplă invitație, chemarea lui Dumnezeu devine responsabilitatea noastră. Dacă Dumnezeu mă cheamă să mă duc după El, dacă Domnul Iisus Hristos mă cheamă să mă duc după El, nu este doar invitație. E adevărat că am libertatea să spun nu. Dar nu înseamnă că invitația aceea sau chemarea aceea n-a devenit responsabilitatea mea. Zice Domnul Iisus Hristos către, către Zacheu, Zacheie, dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să intru sau să rămân în casa ta. E responsabilitatea lui Zacheu să se dea jos și să deschidă ușa, să-l primească pe Domnul în casa lui? Sau nu -i responsabilitate? E așa o simplă invitație, aș vrea să găzduiesc la tine, nu? Sau Domnul Iisus Hristos trecea pe lângă Marea Galilei, ni s-a spus ceva mai devreme și a zis, veniți după mine. E o simplă invitație sau este responsabilitate? Frați și surori, tu vină după mine, a zis omului de aici, e o simplă invitație sau devine responsabilitate? Ei, mei, când am găsit scuza, am avut impresia, sau avem impresia, că am scăpat de responsabilitate. Nu pot să vin că trebuie să mă duc să-l îngrop pe tata. Înseamnă, gata, nu mai trebuie să vin. Nu, nu trebuie să te duci. Nu pot să vin, cam de mers să văd ogorul. Nu, 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 că trebuie să te duci. Nu pot să vin că tocmai m-am măsurat și când am spus scuza asta, am impresia că nu mai trebuie, nu mai sunt responsabil. Nu, dragii mei, trebuie. Deci, impresia noastră că scuzele astea convenabile ne liniște sufletul, ascultați-mă, dau o falsă liniștire sufletească, pentru că nu scăpăm de responsabilitate. Chemarea Lui Dumnezeu este valabilă. Chemarea Lui Dumnezeu este valabilă. Și vreau să vă spun ceva și apoi probabil că încheiem, deja timpul a trecut. Dragii mei, scuzele astea convenabile dau o falsă liniștire sufletească și prin faptul pe care l-am spus că avem impresia că scăpăm de responsabilitate, dar și prin faptul că folosind scuzele acestea, așa de mult ne obișnuim cu ele că până la urmă noi chiar le credem. Auziți? undeva înăuntru nostru. Când încercăm să folosim scuzele astea, noi știm dacă putem sau nu putem. Nu știu dacă mă înțelegeți. Știm dacă putem sau nu putem. Dar pe măsură ce le folosim, noi chiar credem că nu putem. Cineva spunea că odată cu trecerea timpului, bagajul ăsta al nostru de scuze, de scuze s-a mărit enorm de mult. Dar ceea ce este dramatic este că începem și noi să le credem. Că e chiar adevărat. Știți de ce începem să le credem? Că de foarte multe ori scuzele noastre se leagă de o realitate. Bună oară, zice în Luca 14, am cumpărat un ogor. Era real, a cumpărat un ogor. Pricepeți, frații mei, am cumpărat 5 perechi de boi. Era adevărat, A cumpărat 5 perechi de boi. Tocmai m-am măsurat, era adevărat. Dar știți care era invenția în toată scuza asta? Care era problema? Că el nu din cauza asta nu putea merge la sărbătoare, ci pentru că nu voia. Nu din cauza asta. Dar pentru că avea fărâma asta de realitate, omul ăsta chiar credea scuza respectivă și avea impresia că are liniște în sufletul și în mintea lui că e fără asta de realitate. Dar adevărata realitate înaintea lui Dumnezeu era că nu voia. Fiți, în, 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 Vechiul Testament, în Cartea Genesis, se spune Sfânta Scriptură despre Adam că a mâncat din, din pomul acela interzis și când a venit Dumnezeu să-i tragă la răspundere pe el și pe nevastă sa, a găsit o scuză. Nevasta mi-a dat să mănânc vreau să vă întreb, el din cauza asta a mâncat, că i-a dat nevasta? Sau pentru că a vrut el să mănânce? A ținut scuza asta înaintea lui Dumnezeu, dragii mei? Sigur că n-a ținut. Sau în Noul Testament spune Sfânta Scriptură despre uh, un om bogat care s-a dus undeva într-o țară depărtată și a chemat pe Robesă și a dat unul cinci talanți, doi talanți, un talant. Și a zis, spuneți negoți și când mă întorc o să vii înapoi uh, cu ce ați câștigat împreună. Și a venit primul și a zis, au câștigat și talați, au câștigat de talați. Și a venit ultimul și a zis, uh, l-am îngropat, uh, știam că ești un rob aspru. Adică aveți o scuză. Acum vreau să vă întreb. Scuza asta a ținut înaintea stăpânului sau nu a ținut înaintea stăpânului? Că adevărul știți care era. Nu că știa despre stăpânului că este aspru, că uh, adună de unde n-a împrăștiat, uh, strânge de unde n-a vânturat. Nu asta era, era în realitatea. Acolo scrie cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru. Ești rob, rău și leneș. Asta e adevărul. Încerci tu să folosești scuză, dar realitatea din cauza căria tu n-ai lucrat cu talentul ăla și l-ai pus în ștergar și l-ai pus în pământ și l-ai îngropat, este că ești rău și leneș. Mă opresc aici, dragii mei, și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze și să pricepem că ar trebui să gestionăm mai cu multă atenție scuzele noastre. În fiecare zi le folosim. Ascultați-mă, în fiecare zi le folosim. Și în familie, și la locul de muncă, și la școală, și la biserică. Ar trebui să ne gestionăm cu mai mare atenție, dragii mei, pentru că scuzele noastre s-ar putea să țină la oameni, dar nu țin la Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați în picioare și... Să stăm înaintea Domnului mulțumindu-i pentru, pentru dimineața aceasta, pentru harul, pentru prezența lui aici, pentru uh, tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în această zi ca binecuvântare, pentru cuvântul din Scriptură. Și să ne cercetăm viața noastră și dacă e nevoie să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu că am folosit scuze să nu facem ce ne-a cerut Dumnezeu. În această zi, să ne ierte Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Ne rugăm împreună, Domnule.